Primarul comunei Ghiroda, Ionuț Stănușoiu, a anunțat că primăria Ghiroda va construi două grădinițe noi, una în Giarmata Vii și una în Ghiroda. În bugetul pentru anul 2024 s-au inclus sumele necesare pentru elaborarea documentațiilor tehnice pentru două noi grădinițe, una în Giarmata Vii și una în Ghiroda. Astăzi vreau să vă vorbesc despre alte două investiții importante din bugetul pregătit pentru anul 2024, despre care vă spuneam într-un alt video. Și anume, construirea a două noi grădinițe, una în Ghiroda și una în Giarmata Vii. În Giarmata Vii, în lunile care au trecut, împreună cu Consiliul Local, am demarat procedurile și am făcut schimburile de teren necesare pentru a putea demara acest proiect în spatele școlii din Giarmata Vii. Practic, în spatele școlii din Giarmata Vii urmează un drum nou care va fi fix la limita gardului dintre școală și viitoarea grădiniță din Giarmata Vii. Până în toamna anului 2024, îmi doresc să ajungem să avem finalizată și licitația de execuție a lucrărilor la această nouă grădiniță din buget local. Nu o să așteptăm după finanțări nerambursabile, pentru că dacă îmi depune acum proiectul, ar dura încă 2 ani până când am avea semnat contractul de finanțare și am putea să demarăm licitația pentru execuția lucrărilor. Tocmai de aceea știm că în Giarmata Vii învățământul are nevoie de infrastructură nouă și prioritizăm aceste lucruri, pentru că considerăm că învățământul este unul dintre pilonii principali de dezvoltare pe termen mediu și lung al comunității noastre. La fel, în Ghiroda, în zona de pus tineri, avem un alt proiect tehnic care se elaborează în cursul anului 2024. Aici, dacă vom găsi finanțare nerambursabilă, vom depune la finanțare acest proiect. În caz contrar, la fel, în cazul în care nu sunt linii sau axe de finanțare care să ne permită finanțarea acestui proiect din fonduri nereamursabile, va rămâne pe buget local și până la finalul anului 2024 ne vom asuma pe buget local și execuția acestei noi grădințe din Ghiroda. În total, în momentul în care vom finaliza aceste proiecte în următorii 2 ani de zile, pentru că este și perioada de implementare a proiectului, Ghiroda și Giarmata Vii va avea 360 de locuri noi, 360 de locuri pentru copiii comunității, care să poată să meargă la grădiniță de stat, grădiniță finanțată parțial de Comuna Ghiroda, urmând ca părinții să nu plătească taxe pe zona de grădinițe private. Ne dorim să avem învățământ pentru copiii noștri la cele mai înalte standarde. Vă mulțumesc tuturor și vă aștept părerile în comentarii. Până la finalul anului, Ionuț Stănușoiu își dorește ca lucrările să fie demarate pentru grădinița din Giarmata Vii.